Ziua 64. Iubirea este mai mult ca un parfum decât ca o floare. Floarea are o formă, dar forma creează o limitare. Iubirea este nelimitată, prin urmare nu poate avea formă. Floarea are culoare, parfumul este fără de culoare. Fiecare culoare te face unidimensional, dar lipsa culorii te face multidimensional. Iar iubirea, ca să fie cu adevărat iubire, trebuie să fie fără de formă, nelimitată, multidimensională. Dacă este liniară, devine dorință carnală. Dacă este multidimensională, devine rugăciune. Este aceeași energie, iubirea. Cel mai de jos nivel la care poate cădea este dorința carnală, iar cel mai înalt nivel la care se poate ridica este rugăciunea. Energia nu este diferită, este vorba despre aceeași scară. Dorința carnală se află pe treapta cea mai de jos, iar rugăciunea pe cea mai de sus. Denumirea acestei scări este iubire, include toate treptele, de la cea mai de jos la cea mai înaltă. La asta mă refer când spun că este multidimensională, lipsită de formă. Dar din cauza lipsei de conștientizare, încercăm să-i conferim o formă, o culoare, o limitare. Încercăm să creăm limite și cu cât reușim mai mult, cu atât iubirea dispare, moare. Iubirea trebuie să fie ca o pasăre pe cer. Nu o poți închide într-o colivie. Chiar dacă este o colivie din aur, vei ucide pasărea. Pasărea din colivie și pasărea liberă nu sunt unul și același lucru. Sunt două fenomene diferite. Arată la fel, dar pasărea de pe cer are libertate printre nori, printre vânturi și, mulțumită libertății, are și extaz.